felicitări pentru inițiativă și pentru proiect. Credeți că Academia Hagi va fi un model pentru cluburile mari din România și va începe în sfârșit și ele să aibă o academie proprie? Centrul de copii și juniori sunt foarte important. Orice club mare trebuie să aibă un centru de copii și juniori. Noi suntem un centru, Academia e un centru de copii și juniori, unde obiectivul e să formeze jucători, să-i învețe, să-i dezvolte și să-i perfecționeze ca să ajungă să facă sport de pentru mare. Și credeți că, nu știu, cluburile Dinamo, Steaua, Rapid au cam renunțat la centrele de juniori? Centrele sunt la peste tot în țară. Copiii sunt peste tot, acum rămâne să lucrăm la fel de dezvoltate, să lucrăm așa de bine și să lucreze bine, să aibă obiectiv totdeauna să promoveze tine. Echipele mari să fie alimentate de centrele de copii și juniori. După aceea, nu știu, nu evaluez eu, nu știu care face bine sau nu, eu știu ce face noi. Jucători avem, antrenori buni, avem din ce în ce mai puțin, când nu avem o academie de conducători de fotbal. Care ușor, în România, să creștem așa. Clar că am ajuns destul de jos și acum ușor, ușor trebuie să investim în lucrurile fundamentale care trebuie sunt antrenori, infrastructură și după aceea să selectăm bine copii, pentru că copiii există în țară și trebuie să-i găsești, să-i identifici unde sunt și după aia să-i faci să fie, să-i dezvolți, să ajungă să fie sportiv. Acum 2 ani am început un proiect în care aducem oamenii din online, cei care stau pe internet, pe bloguri. Eu nu sunt de acord. Aduceți-i afară. Fotbal, să alerge. Nu, să alerge afară. Mă, să stea și acolo, dar să alerge și acolo. Să fie și afară vreo 2-3 ore. Și atunci bine. Mai cum se pare ideea de cupa blogului? Peste 2 săptămâni. Dacă joacă fotbal, e bine. E bine, e foarte bine. Dar afară. Afară, nu în cameră. Da, afară. Nu pe internet. Nu FIFA. Asta e.